Europa se așteaptă în următoarea perioadă la un val de refugiați în viitorul apropiat după ce talibanii au preluat puterea în Afganistan. În weekend, doi bărbați de origine afgană au fost descoperiți în compartimentul de marfă al unui autocamion într-o parcare din Bârlad. Șoferul autocamionului a auzit voci din remorca care era sigilată și a anunțat poliția. În urma cercetărilor s-a constatat faptul că cei doi bărbați în vârstă de 24 respectiv 26 de ani au încercat să treacă frontiera ilegal, intenționând să ajungă în Italia.